Huawei P60 Pro este probabil unul dintre cele mai interesante smartphone-uri din punct de vedere stilistic realizate vreodată de acest producător. Totul datorită carcasei sale din plastic care imită perlele, sau cel puțin în varianta Rocco Pearl pe care am testat-o. Interesant este că fiecare smartphone are un design complet diferit. Insula camerei în poziția orizontală pare cunoscută, fiind inspirată în mod clar din camerele clasice. Aceasta depășește semnificativ carcasa subțire, iar obiectivul principal al camerei, încă foarte mare, se ridică deasupra ei. Atunci când este într-o carcasă de silicon, modulul camerei va fi mai puțin vizibil, dar, ca să fim sinceri, este păcat să pui un telefon atât de frumos într-o carcasă. Pe de altă parte, întotdeauna m-am întrebat ce este mai rău, dacă să pui telefonul cu ecranul în jos sau cu lentilele în jos. Huawei P60 are un ecran cu un panou LTPO AMOLED de 6,67 inci cu margini ușor curbate, cu rezoluție 2220x2700 pixeli și o rată de refresh de 120 Hz. Chiar și în modul normal, culorile sunt foarte bine saturate, imaginea este contrastată și plăcută la vedere. Protejat de sticlă proprietară Kunlun Glass, despre care se spune că este de 10 ori mai rezistentă la căderi decât înainte, panoul este luminos, chiar și în lumina puternică a soarelui. În combinație cu difuzoarele stereo care se aud excelent, ecranul este perfect pentru vizionarea de filme. O rată de reprospătare adaptivă de la 1 Hz la 120 Hz ajută la economisirea curentului. Huawei P60 Pro are certificat IP68, ceea ce înseamnă că nu se teme de apă și praf. Acesta este ușor, iar la 200 de grame se simte foarte bine în mână. Telefonul beneficiază de componente de top și asta se simte la fiecare pas. Este puțin păcat că integrează Snapdragon 8 Gen 1, nu varianta sa mai nouă Gen 2. Dar în practică nimeni nu va simți probabil diferența dintre cele două. Acesta are o baterie de 4815 mAh, deși este puțin sub nivelul altor telefoane în această privință. P60 Pro dispune de o suită de camere foto X-Image complet nouă, în frunte cu un obiectiv cu o diafragmă variabilă de la iPhone 4 la f4 și o stabilizare optică a imaginii. Deschiderea variabilă, care este reglabilă, permite stomparea plăcută a fundalului, dar se concentrează și asupra tuturor detaliilor fotografiate. În total, utilizatorul dispune astfel de două module de 48 de megapixeli. Cel de-al doilea este un modul cu teleobiectiv periscopic de 3.5x, însoțit de un obiectiv ultraangular de 13 megapixeli. Acest smartphone face fotografii macro excelente, dar nu dezamăgește nici când vine vorba de orice alt tip de fotografie. În rest, ce pot să vă spun? Judecați singuri. În opinia mea, smartphone-ul se descurcă foarte bine. Selectează corect balansul de alb și garantează o gamă tonală adecvată, chiar și în condiții cu adevărat dificile. Camera frontală există, atât se poate spune despre ea. Realizează fotografii destul de frumoase, dar la un astfel de smartphone high-end m-aș aștepta la un fel de configurație practică cu doi senzori. Oricum, modulul de 13 megapixel face fotografii ok, dar nu are stabilizare optică. Am fost puțin surprins că Huawei P60 Pro nu filmează videoclipuri la rezoluție 8K. Rezoluția maximă aici este 4K la 60 de cadre pe secundă. Dar sigur, aproape nimeni nu folosește ecrane 4K, iar 8K probabil ați văzut doar în materiale de marketing. Cu toate acestea, videoclipurile înregistrate la rezoluție mai mare au în general detalii mai bune. Filmările 4K au culori excelente, sunt detaliate, mai ales când sunt înregistrate în modul HDR Vivid. P60 Pro este, din păcate, un alt smartphone fără servicii Google, rulând Emotion UI 13 bazat pe Android 12. Din păcate, pentru că încă nu există echivalenți pentru absolut toate aplicațiile în Huawei App Gallery, ei bine, și aplicațiile Google sunt oficial absente. Și de asemenea, nu sunt toate aplicațiile pe care un utilizator normal de iOS sau Android le folosește. Da, sunt conștient de existența unor aplicații precum Gbox sau Gspace. Acestea rezolvă doar parțial problema de a nu avea acces la magazinele de aplicații Google. Rularea instrumentelor prin intermediul emulatorului consumă bateria mai repede, iar unele pur și simplu nu funcționează. Pe Huawei P60 Pro nu veți rula Android Auto și nu vă veți conecta la mașină. Este posibil să trăiți și fără aplicațiile Google, dar aceasta este o limitare foarte serioasă pentru un smartphone care costă aproape 6.000 de lei. Da, Huawei P60 Pro nu suportă cel mai recent standard de conectivitate 5G și asta doare, pentru că în România 5G funcționează din ce în ce mai bine, iar acesta este viitorul. Lipsa suportului oficial pentru serviciile Google și absența 5G la un smartphone care costă atât de mult sunt neajunsuri foarte dureroase. Nu că Huawei nu ar vrea să le ofere consumatorilor ambele, dar toate acestea se datorează acelor sancțiuni impuse de către Statele Unite. Huawei P60 Pro costă în România practic ca orice alt smartphone din gama sa, adică arde la buzunar. Producătorul nu vede nimic greșit în a stabili prețurile smartphone-urilor sale la nivel în linie cu ce oferă concurenții, în ciuda lipsei serviciilor Google și absenței suportului pentru 5G. Dacă tot ce ai nevoie este un ecosistem de aplicații de la Huawei App Gallery și suport pentru aplicațiile Gbox sau Gspace și nu te interesează deloc 5G, aceste prețuri sunt acceptabile. În caz contrar, să fim sinceri, există alternative pentru Huawei P60 Pro. Însă rămâne de văzut dacă acele telefoane se descurcă la fel de bine pe partea de poze. Dacă v-a plăcut acest review, nu uitați de like și subscribe, iar până data viitoare, techzilla.ro vă stă la dispoziție cu cele mai noi informații din tech.